Vă invit să deschideți în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu, Cartea 1 Împărați, capitolul 14, doresc să citesc de acolo primele 18 versete din 1 Împărați, capitolul 14. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului care spune așa. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale, scoală-te, te rog, schimbă hainele ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam și dute la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul, el mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el, el îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo, a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa. Ea când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia, vuietul pașilor ei, în clipa când intra pe ușă, a zis, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți dau, să-ți vestesc lucruri aspre. Tu te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului. Te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat oție. și n-ai fost ca robul meu David care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Tu ai făcut mai mult rău decât toți cei care au fost înaintea ta te-ai dus să-ți faci alți Dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și mai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este a lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cel ce va muri în cetate, cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Tu scoală-te și du-te acasă și când îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Domnul va pune peste Israel un împărat care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea și nu se întâmplă asta, oare chiar și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta, Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestea clătinată în ape, va smulge pe Israel din această țară bună pe care o dăduse părinților lor și îi va împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idoli mânind pe Domnul. Va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel. Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat, a ajuns la Tirța și cum a atins pragul casei, copilul a murit, l-a îngropat și tot Israelul l-a prâns după cuvântul Domnului pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. Amin. Dragii este un text lung, cu multă istorie și cu multă tragedie în el. Aș dori în această dimineață să vorbesc despre unul dintre împărații lui Israel, de fapt primul dintre împărații care au ocupat tronul împărăției de nord după moartea lui Solomon. Cei care citiți Biblia, veți ști că după moartea lui Solomon, Dumnezeu a rostit în mod profetic, împărăția va fi ruptă în două datorită idolatriei și neascultării lui Solomon din ultimii ani de viață. Și Dumnezeu a decretat că cele 12 seminții vor fi rupte în două, va rămâne împărăția de nord, cunoscută sub numele de Israel cu 10 seminții și va rămâne împărăția de sud în care rămân două seminții, seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin. Și Dumnezeu în mod profetic a vorbit că va lua Împărăția din mâna lui Solomon, din casa lui David, va lăsa o rămășiță, partea de sud, împărăția de sud, dar partea de nord, Israelul, o va da unui om pe care Dumnezeu îl va pune. Și acest om nu este altul decât cel despre care v-am citit în dimineața aceasta, Ieroboam. Dumnezeu l-a luat de nicăieri. Nu era de spiță nobilă, nu făcea parte din niciun fel de linie genealogică a împăraților, ci Dumnezeu literalmente l-a luat, el fiind unul dintre slujitorii lui Solomon și l-a pus împărat peste Israel, peste cele 10 seminții din nord. Și promisiunea lui Dumnezeu pe care o face lui Ieroboam este că dacă va trăi în ascultare de Dumnezeu, dacă va onora cuvântul lui Dumnezeu, dacă va respecta legile și poruncile lui Dumnezeu, împărăția peste care urma să fie pusă avea să prospere. Dumnezeu, prin prorocul Ahia, i-a vorbit în mod excepțional acestui om pe care l-a ridicat practic de nicăieri și i-a dat totul. Însă, din păcate, dacă citiți istoria, o veți găsi Începând cu capitolul 12 și până la capitolul 15 din 1 Împărați, veți vedea că Ieroboam a făcut tocmai opusul lucrurilor pe care Dumnezeu i le-a cerut să le facă. Veți vedea că Ieroboam, în momentul în care a fost așezat de Dumnezeu ca împărat peste Israel, în loc să-l onoreze pe Dumnezeu, l-a sfidat în fiecare zi pe Dumnezeu. În loc să se închine lui Dumnezeu, Ieroboam a făcut idoli. Pe care i-a adus în fața poporului, el însuși închinându-se în mod idolatru și aducând și tirând poporului Dumnezeu în închinare idolatră. Or de câte ori Dumnezeu i-a vorbit, urechile lui Ieroboam au rămas închise. Ori de câte ori Dumnezeu a vrut să îi arate ceva despre bunătatea lui, Ieroboam l-a refuzat pe Dumnezeu. Și în această dimineață vreau să vă vorbesc despre Ieroboam, să învățăm câte ceva de la. Am intitulat pe omul acesta sau l-am denumit pe lângă numele pe care îl conferă Biblia, l-am denumit omul care a primit totul, dar nu a rămas cu nimic. Despre asta vreau să vă vorbesc în această dimineață. Un om care a primit totul de la Dumnezeu și, în mod paradoxal, a reușit performanța să nu mai rămână cu absolut nimic. Ăsta este Ieroboam. E foarte interesant uh, cum. Acest om a fost ridicat de Dumnezeu, a fost pus într un loc cu totul special de Dumnezeu, a primit promisiuni fără precedent pentru cineva din poziția lui și totuși, deși am spune că a avut circumstanțele perfecte, deși am putea spune că a avut totul, la îndemână a reușit marea performanță de a pierde tot ceea ce Dumnezeu i-a dat. Marea întrebare pe care aș vrea să o pun în această dimineață, oare este ceva în viața lui Ieroboam sau ceva din viața lui Ieroboam pe care noi ar trebui să ni-l însușim ca lecție, ca să nu repetăm greșelile pe care le-a făcut omul acesta. Este foarte interesant cum el e exemplul omului pe care Dumnezeu dorește să ridice și totuși prin acțiunile și viața lui acest om îl neagă și îl sfidează pe Dumnezeu. Care sunt lucrurile mi-am notat trei lucruri. Sunt mult mai multe în acest text, dar despre trei lucruri în mod expres aș vrea să vă vorbesc: vis-a-vis -vis de viața lui Ieroboam și lucrurile pe care le putem învăța de la Ieroboam. Vă rog să urmăriți împreună cu mine. Voi citi din nou primele cinci versete ale acestui pasaj, pentru că ele conțin un, un prim mare adevăr. În vremea aceea. S-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam Era moștenitorul lui la tron. Uh, și Ieroboam a zis nevestei sale, Scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele ca să nu se știe că ești nevasta lui Ieroboam și du-te la silo. Iată că acolo este prorocul Ahia. Uh, acest proroc îi vorbise lui Ieroboam că el urma să fie împăratul lui Israel. Și spune mai departe versetul 2, El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți va spune ce va fi cu copilul. Observați că în toată discuția aceasta, Ieroboam îi spune nevestei lui, du-te la omul care mi-a spus tot ce se va întâmpla cu viața mea, deghizează-te însă ca să nu te recunoască, să nu știe că ești nevasta lui Ieroboam, nu nu spune să se roage pentru copil, nu-i cere nimic de la Dumnezeu pentru copil, doar du-te și află ce va fi cu copilul. Paradoxal, ascultați versetul 5, Domnul, versetul 4, nevasta lui Ieroboam a făcut exact cum i-a spus soțul ei. S-a sculat, s-a dus la Silo, a intrat în casa lui Ahia toată deghizarea ei era inutilă pentru că Ahia era bătrân și orb. Oricum nu putea să vadă absolut nimic din ceea ce făcea nevasta lui Ieroboam. Dar Dumnezeu i-a vorbit din nou prorocului și ascultați versetul 5. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam are să vină la tine și să te întrebe de fiul ei pentru că este bolnav. Să vorbești așa și așa. Iar când va veni, ascultați ce spune Biblia, se va da drept Alta. Ce putem să învățăm de la Ieroboam și de la modul în care el uh, tratează problema din viața lui, uh, de la modul în care se raportează la omul lui Dumnezeu, de la modul în care se raportează la Dumnezeu? Un prim lucru, și anume, nu poți să aștepți lumină de la Dumnezeu cât timp refuz să ieși din propriul tău întuneric. Ăsta este primul lucru. Niciodată nu poți să aștepți lumina lui Dumnezeu în situația vieții tale cât timp nu ești gata să ieși din întunericul în care trăiești. Observați cât de, cât de profund trăiește Ieroboam în întunericul vieții lui. Cum, a, cum aș putea să spun altfel decât să înțelegem că atunci când vrem lumina lui Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu ne cere să ieșim din propriul nostru întuneric. Ieroboam trăia în, într-un într întuneric dens. Ieroboam trăia în bezna ignoranței față de Dumnezeu, trăia în nepăsare față de Dumnezeu, trăia în idolatrie, în loc să îl onoreze pe Dumnezeu, dar paradoxal, atunci când vine necazul în viața lui, Ieroboam caută să primească lumina lui Dumnezeu. Este foarte interesant că foarte mulți oameni caută lumină de la Dumnezeu și cu regret o spun, sunt suficient de mulți în bisericile noastre care îl caută pe Dumnezeu ca și o soluție de avarie. Dragii mei, pentru Dumnezeu trebuie să trăim în fiecare zi. Pentru Dumnezeu trebuie să ne dăm viața în fiecare zi. Dumnezeu așteaptă ca noi să umblăm în lumina Lui în fiecare zi. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să mergem la El ca să primim lumină divină și în timp ce așteptăm lumina de la Dumnezeu să continuăm să trăim în bezna și în tunericul vieții noastre. Asta face Ieroboam, îi spune nevestei lui, du-te tu, pentru că mie deja mi-a vorbit Dumnezeu și n-am ascultat de el. Du-te tu și vorbește pentru mine, pentru noi, pentru familia noastră, pentru copilul nostru. Este o situație gravă, eu nu mai am curajul să mă duc la proroc, nu mai am curajul să mă duc la omul lui Dumnezeu, pentru că eu trăiesc în beznă, eu trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu, dar totuși în mod paradoxal aș vrea să știu ce spune Dumnezeu despre situația noastră, despre situația familiei noastre, despre viața noastră. Nu, nu uh, vedeți că e atât de asemănător cu ceea ce fac mulți creștini în generația noastră. Trăiesc o viață în întunericul propriu. Nu vor să iasă de acolo. Le place, se complac în propriul lor întuneric, dar în momente de criză, în momente de avarie, spun, Doamne, am nevoie de lumina ta. Aș vrea să înțelegem în această dimineață că Dumnezeu ne cheamă nu doar să căutăm lumina lui, ci Dumnezeu ne cheamă să umblăm în lumina lui. Amin. Haideți să înțelegem că Dumnezeu așteaptă de la noi să ieșim din propriul nostru întuneric, atunci când suntem gata să mergem să cerem lumina lui. Și totuși, prea mulți, de prea multe ori, preferăm să rămânem în întunericul nostru. Preferamos que estamos em paz na nossa Care poate fi ignoranță, care poate fi păcat, care poate fi pur și simplu sfidarea lui Dumnezeu, dar în momentele de criză mergem și spunem Doamne, vreau să am lumină de la Tine, vreau să-mi vorbești, vreau să îmi dai călăuzire. Cam asta face Ieroboam. Mai mult decât atât, nici măcar nu are curajul să se ducă el, o trimite pe nevastă sa. Nici măcar nu are curajul ca nevasta lui să se ducă, așa cum este, îi spune, deghizează-te într-un gest aproape de Neînțeles, omul acesta are impresia că îl poate păcăli pe Dumnezeu. De multe ori trăim cu impresia că dacă am reușit să-i păcălim pe oameni, cumva vom reuși să-l păcălim și pe Dumnezeu. Nu știu exact să vă spun de ce a pus-o pe nevastă sa să se deghizeze. Poate că i-a fost teamă că mergând la casa prorocului în silo, tot poporul o va vedea că se duce la omul lui Dumnezeu și cineva va pune întrebarea bună, dar tu care te închini idolilor. De ce te duci la Dumnezeu? Poate este unul dintre motivele pentru care a pus-o pe nevasta lui să se deghizeze. Cert este un lucru. Ieroboam așteaptă lumină de la Dumnezeu, dar refuză complet să iasă din propriul lui întuneric. Ești aici poate în această dimineață și aștepți ca Dumnezeu să-ți dea lumină în întunericul situației tale, dar deși Dumnezeu în bunătatea lui o face de multe ori, întrebarea este, ești dispus să ieși din întunericul tău și să umbli în lumina lui Dumnezeu? De ce ne este așa de frică de Lumină? Dacă, dacă spunem despre Lumină, dacă vorbim despre Lumină, aș vrea să vă pun o întrebare și aș vrea împreună să ne uităm în Scriptură. Să știți că. Există un mare cost al rămânerii în întuneric și în ignoranță față de Dumnezeu. Și totuși, deși știm că întunericul ne costă, ignoranța față de Dumnezeu ne costă, nepăsarea față de Dumnezeu ne costă, confortul nostru în afara sferei unde Dumnezeu acționează ne costă, totuși, întrebarea pe care o am pentru voi și o am pentru mine în același timp, de ce ne este așa de teamă de lumină? De ce, asemenea lui Ieroboam, căutăm adesea lumina lui Dumnezeu, fără să fim gata să ieșim din propriul nostru întuneric? Câteva lucruri mi-am notat aici care se regăsesc în scriptură și pe care le înțeleg. De ce? Știți de ce ne este frică de lumină? În primul rând, ne este frică de lumină pentru că în lumină nu mai putem nega realitatea spirituală a vieții noastre. Cât timp stai în întuneric și în bezna ignoranței tale, întotdeauna poți să negi. Realitatea din viața ta, realitatea ta spirituală. În momentul în care pășești însă în lumina lui Dumnezeu, în momentul în care Scriptura devine lumină pentru tine, nu mai poți să trăiești în negare. Trăim într-o generație în care foarte mulți creștini din bisericile noastre trăiesc în negare. Reușim să ne mințim singuri că suntem bine. Cumva în mintea lui Ieroboam, Ieroboam reușise să se mintă singur că totul este în regulă. Și câtă vreme stai în ignoranță și în întunericul ignoranței față de Dumnezeu, poate că ai sentimentul că ești bine. Cumva ai reușit să negi. Realitatea spirituală a vieții tale și cumva ai reușit să te convingi singur că lucrurile nu sunt chiar așa de grave și că ești bine, de fapt, cu Dumnezeu. Asta face Ieroboam. Undeva în străfundul minții lui e conștient de păcatul lui. Sunt convins că idolatria din viața lui îi trăgea câte un semnal de alarmă de fiecare dată când o practica, dar cumva a reușit să intre într-o stare de negare a realității. E bine, când pășim în lumina lui Dumnezeu, dragi mei frați, stimate surori, când pășești în lumina uh, lui Dumnezeu și a Scripturii și adevărului biblic, nu mai poți să negi realitatea spirituală din viața ta. Uh, în al doilea rând, Spuneam, deci, că în lumină nu mai poți nega realitatea spirituală a vieții tale. Și mai ceva, în lumină nu mai poți justifica modul tău de viață. Noi suntem experți în a explica de ce facem ceea ce facem. Întotdeauna există o scuză pentru acțiunile noastre. Nu știu dacă ține de... Noi ca și nație, nu știu dacă ține de formarea noastră, nu știu dacă ține de trecutul nostru, nu știu dacă îi ține de prezentul nostru, nu știu dacă ține de lipsa perspectivei viitorului nostru, cert este un lucru. Noi putem întotdeauna să justificăm de ce, de ce facem ceea ce facem. Iar când e vorba de lucrurile spirituale, când stai în întunericul tău propriu, atunci când stai departe de lumina lui Dumnezeu, există o justificare pentru tot ceea ce faci. În lumina divină nu te mai poți ascunde ca după un paravan. Paravanul este de multe ori creat de noi, este explicația, justificarea pentru care noi facem ceea ce facem. În felul acesta ajungem să ne credem propriile noastre amăgiri. Încerci să te convingi că totul este bine. Încerci să te convingi și să găsești o justificare pentru modul tău de viață. Însă asta se face doar câtă vreme stai în întuneric. Când ieși în lumină, nu-ți mai poți nici nega realitatea spirituală a vieții, nu mai poți nici găsi justificare pentru uh, viața pe care o trăiești. Știți ce spune Cuvântul Domnului? Când a venit Hristos în lume, zice Biblia: Că Lumina a venit în lume, dar oamenii, știți ce au făcut? Ce spune Biblia? Toți au ieșit la Lumină, nu? Toți au vrut să fie expuși Luminii Divine, nu? Biblia spune că oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că în întuneric faptele tale, explicațiile tale, justificarea ta, negarea ta, toate au sens și logică. Când pășești în lumina adevărului Scripturii, totul este clar descoperit, te vulnerabilizezi complet înaintea lui Dumnezeu, iar Re Ieroboam este exemplul omului care, deși căuta lumina lui Dumnezeu, continua să se ascundă în întunericul propriei lui vieți. De ce este importantă Lumina, nu doar că ne ajută să nu mai negăm realitatea vieții, nu doar că ne ajută să nu găsim o justificare pentru modul în care trăim. În Lumină vreau să vă spun, dragii mei, că deslușim caracterul lui Dumnezeu. Vei cunoaște caracterul lui Dumnezeu doar atunci când vrei și te. Pui la dispoziția adevărului scripturii și lași ca adevărul scripturii să-ți lumineze inima și viața. Doar atunci vei putea desuși caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să vă spun că am impresia că Ieroboam nu cunoștea de fel caracterul lui Dumnezeu. Dacă el putea să gândească cu mintea lui că omul lui Dumnezeu nu avea să o recunoască pe nevasta lui, dacă el credea în mintea lui că Dumnezeu cumva o să-i dea un mesaj favorabil pentru copilul lui care era bolnav, toate astea în contextul în care se gândea poate Ieroboam, poate că Dumnezeu totuși nu știe chiar totul despre mine. Dragii mei, când stăm în lumina lui Dumnezeu, Începem să desușim caracterul lui Dumnezeu. Vă întreb în această dimineață, dragi creștini, îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat? Sau avem despre Dumnezeu o imagine care s-a propagat către noi undeva din cultura noastră religioasă, poate din obiceiurile noastre religioase sau poate din ceea ce ne-au spus alții despre Dumnezeu? Îl cunoști tu pe Dumnezeu? Știi ce caracter are Dumnezeu? Știi că Dumnezeu este Cel care cunoaște totul despre tine, despre mine, despre fiecare dintre noi? Dumnezeu știe toate zilele vieții noastre, așa spune psalmistul, înainte ca să fi fost măcar vreuna dintre ele. Trăim oare atât de ignoranți în întunericul propriei noastre vieți, crezând că Dumnezeu cumva. Uh, poate fi luat prin surprindere de ceea ce facem noi? Credea oare Ieroboam că trimițând-o pe lui deghizată într-o altă femeie, Dumnezeu o să fie confuz pentru un moment și o să-i trimită un mesaj bun. Este greu de crezut acest lucru, însă are logică și sens atunci când nu cunoști caracterul lui Dumnezeu. Și mai ceva, și vreau să mă opresc doar un minut la acest lucru, în lumină, nu doar Scăpăm de negare, nu doar scăpăm de justificare, nu doar scăpăm de uh, greșeala de a înțelege caracterul lui Dumnezeu. Lumina mai are o menire în viața noastră. Lu în lumina lui Dumnezeu avem tăria să lăsăm pe Dumnezeu să ne confrunte. Cred că unul din motivele principale pentru care Ieroboam nu s-a dus la Prorocul Ahia, deși spune foarte clar, Ieroboam îi spune nevestei lui cu subiect și predicat în versetul 2. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Însă trăind în neascultare, în ignoranță și în bezna propriei lui vieți, depărtate de Dumnezeu, ieroboam nu are curajul să se lase confruntat de Dumnezeu. Atunci când pășești în lumină, în lumina adevărului Scripturii, ai acest curaj, această tărie să te pui în fața lui Dumnezeu să te confrunte. Credeți oare că Dumnezeu, nu poate să-ți transmită un mesaj dacă nu ești acolo? Dacă ați fost atenți la citire, veți vedea mesajul pe care Dumnezeu îl transmite nevestei lui Ieroboam, începând cu versetul 7. Îi spune foarte clar prin prorocul Ahia, du-te și spune soțului tău, spune lui Ieroboam, Dumnezeu îi dă toate detaliile. Dragilor, vreau să înțelegeți un lucru foarte important, dar foarte simplu în același timp, când te expui luminii lui Dumnezeu. Asta îți dă să te lași confrunta de Dumnezeu. Și într-o dimineață ca și aceasta, Dumnezeu. Și ori de câte ori venim la biserică, ori de câte ori suntem expuși adevărului și prezenței Duhului Sfânt, Dumnezeu ne confruntă cu realitatea vieții noastre. Dar asta știți când se întâmplă, când avem curajul să ieșim la lumină, când avem curajul să ne părăsim propriul nostru întuneric și să avem curajul să ne punem înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ăsta sunt eu cu adevărat. Pe cine crezi că păcălești în dimineața asta? De fapt, asta e întrebarea. Întrebarea pe care o pune prorocul Ahia, nevestei lui Ierobam, este pe cine crezi că păcălești? Dumnezeu îi spune de două ori, va veni la tine îmbrăcată altfel, deghizată, se va da drept alta. În dimineața asta întrebarea este pe cine crezi că păcălești? Poate îl păcălești pe păstor, poate îl păcălești pe soțul tău, poate o păcălești pe soția ta, poate păcălești comunitatea, dar cu certitudine pe Dumnezeu n-ai cum să-l păcălești. Când ai curajul să vii în lumină, abia atunci ai curajul să te lași confruntat de Dumnezeu. Dragul meu frate, stimată soră, dragi tineri, avem curajul în dimineața asta să lăsăm pe Dumnezeu să ne confrunte cu realitatea noastră, cu realitatea vieții noastre. Să stăm față în față cu lumina acestui cuvânt. Biblia spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărul și este o lumină. Psalmul 119 spune, cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea, o lumină de la Dumnezeu. Ai curajul să ieși din întunericul tău în dimineața asta și să stai în fața luminii lui Dumnezeu. Dacă ai curajul, Dumnezeu te confruntă. Partea frumoasă și bună este că atunci când Dumnezeu te confruntă, îți dă ocazia să te schimbi. Și mă rog din toată inima, Doamne ajută-ne ca ori de câte ori suntem confruntați cu adevărul. Să luăm decizii care să ne schimbe viața, să semănăm mai mult cu Hristos. Amin. Mai ceva. Auziți vreodată fraza asta? Frate, roagă-te pentru mine că pe tine te ascultă Dumnezeu. Eu sunt prea păcătos. Ați auzit asta, nu? N-ați auzit niciodată? Nu, no, hai că vă repet, doar ca să o rețineți. Frate, roagă-te tu pentru mine, că pe tine te ascultă Dumnezeu, eu sunt prea păcătos. Știți, de fapt, asta sună a mare smerenie, dar vă rog să o înțelegeți cu ghilimele de rigoare. De fapt, știți ce spune fraza, frate, roagă-te pentru tine, că pe tine te ascultă Dumnezeu și eu sunt păcătos? Știți, de fapt, cum ar trebui să sune fraza asta? Eu îmi știu starea și viața mea, știu că trăiesc în neascultare de Dumnezeu, poate în păcat, dar pentru că nu am nicio intenție să mă schimb, fă tu pentru mine ce ar trebui să fac eu. Cam așa sună fraza. Eu îmi știu starea mea, știu cum trăiesc, știu cât de departe sunt de Dumnezeu, dar n-am nici cea mai mică dorință să mă schimb, dar te rog pe tine, fă tu pentru mine ce ar, ce ar trebui să fac eu pentru mine. Asta înseamnă să n-ai tăria să stai în lumina adevărului lui Dumnezeu. Așadar, primul lucru pe care vreau să reținem din viața lui Ieroboam este că nu poți să aștepți lumina de la Dumnezeu câtă vreme nu ești gata să ieși din propriul tău întuneric. Și observați versetele următoare, vă citesc de la 7 la 9 pentru că conțin următorul lucru. După ce Abia, după ce prorocul Ahia o identifică pe nevasa lui Ieroboam, îi spune, du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat oție. Și ascultați ce zice omul lui Dumnezeu, și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Și ascultați verdictul lui Dumnezeu despre Ieroboam. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți Dumnezeu și, Dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și mai lepădat înaintea ta. Ce putem învăța în dimineața asta de la Ieroboam, am spus că învățăm de la el că nu poți să aștepți lumină de la Dumnezeu câtă vreme nu ești gata să renunți la întunericul din viața ta. Și al doilea lucru, izvorând din acest verset, în special versetul 9 este, sună cam așa, nu te poți închina idolilor și apoi să aștepți soluția de la Dumnezeu. Nu poți să te închini niciodată idolilor, Dumnezeilor falsi și apoi soluția să aștepți de la Dumnezeu. Cam asta face însă iroboam. Uh, cum aș putea să spun uh, altfel? Nu poți să-l sfidezi pe Dumnezeu și apoi să aștepți o soluție de la Dumnezeu. Dumnezeu vine și îi spune lui Ieroboam, îi face o mică recapitulare a istoriei tragice a vieții lui, spunându-i că te-am luat de nicăieri și te-am așezat căpetenie peste poporul meu. Și veți ști că Dumnezeu a pus mare preț pe poporul Lui și pune și astăzi preț pe poporul Lui și noi facem parte din poporul Domnului. Slăvit să fie Domnul! Pentru Domnul, biserica Lui este cel mai de preț lucru pe care îl are pe acest pământ. Iar noi cei care suntem la poarta cerului în această dimineață, facem parte din marea familie a Lui Dumnezeu. Suntem parte din poporul Lui Dumnezeu. Îi spune Dumnezeului Ieroboam te-am luat de nicăieri și te-am pus căpetenie peste poporul meu. Am făcut din tine ce nimeni niciodată n-ar fi putut să facă. Te-am dat o poziție pe care singur niciodată n-ai fi putut să o atingi. Am pus la dispoziția ta toate resursele, dar tu n-ai fost ca împăratul David. Citind aceste versete, n-am putut decât să mă gândesc, oare David a fost un om perfect? De departe, Imaginea lui David din scriptură, realitatea vieții lui, spune că David a fost un om cu eșecuri și cu păcate. Dar știți care a fost marea diferență între David și Ieroboam? De ce Dumnezeu a putut spune în dreptul lui David? Ascultați ce zice în dreptul lui David. A umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea. Greșea oare Dumnezeu? A uitat de episodul în care David a orchestrat omorârea soției lui Urie Hetitul. A uitat Dumnezeu despre acest episod? Nu, nu a uitat. A uitat Dumnezeu despre momentul în care uh, David a făcut numărătoarea poporului, mânindu pe Dumnezeu și aducând consecințe devastatoare asupra poporului? Nu, n-a uitat. Știți care e diferența uriașă între David și Ieroboam? David a știut să se pocăiască. David a știut să plângă. Citiți psalmul 32, cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Este un psalm scris acolo din durerea și suferința pricinuită de păcat, dar este în aceeași timp raza de lumină care arată unde duce pocăința sinceră. Dumnezeu îl definește pe David ca un om după inima lui, nu pentru că a fost un om perfect, ci David a știut întotdeauna să se pocăiască. Vrei să fii aproape de inima lui Dumnezeu? Învață să te pocăiești. Aici era bine să ziceți tu amin. Dacă vrei cu adevărat să fii aproape de inima lui Dumnezeu, învață să îți pui cenușă în cap și să te îmbraci cu sac, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să nu dai dovadă de aroganța lui Ieroboam, care știa bine păcatului și totuși l-a sfidat pe Dumnezeu. Ascultați ce zice Dumnezeu, tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Ai făcut idol, te-ai închinat înaintea lor, m-ai sfidat, m-ai aruncat în spatele tău, crezi că poți să te închini idolilor și soluția să o aștepți de la Dumnezeu, nu poți. Asta îi spune Dumnezeu. Ieroboam trăia într-o idolatrie fără perdea, se închina în mod deschis idolilor, îl sfida zilnic pe Dumnezeu. Dragii mei, Pot să vă spun ceva despre idolii moderne, generației noastre. De fapt, nu moderni. Noi, noi trăim în post postmodernism. A trecut de mult modernismul și postmodernismul. Noi trăim într-o eră cu totul aparte. Și normal să fie așa. Nimeni înaintea noastră nu putea să trăiască unde trăim noi. Dar pot să vă spun doar câteva lucruri despre idolatria modernă. Și idolatria asta a vremurilor noastre. Să știți că nu are forma unor uh, imagini sculptate, că de multe ori când, când vorbești de idolatrie, primul lucru care îți vine în minte o statuie, uh, eu știu, uh, o formă, un chip, ceva sculptat, turnace, așa mai departe. Nu, nu, nu. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel, capitolul 14, începând cu versetul 3. Vă citesc acolo, de acolo câteva spicuiri. Când Dumnezeu vorbește prin prorocul Ezechiel vis-a-vis -vis de idolatrie, trebuie să știți că idolatria este un afront direct la persoana lui Dumnezeu. Trebuie să știți că oricine se închină idolilor. Îl mânie pe Dumnezeu. Trebuie să știți că ori de câte ori punem orice sau pe oricine, înaintea lui Dumnezeu, în viața noastră, să săvârșim un act de idolatrie. Chiar dacă el nu este denunțat de nimeni pe moment, chiar dacă noi nu-l conștientizăm pe moment, în momentul în care în inima ta Dumnezeu este înlocuit cu orice sau cu oricine, Dumnezeu va reacționa. E doar o chestiune de timp până când Dumnezeu reacționează. A făcut-o în toate situațiile în Biblie. Ascultați ce zice Ezechiel. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea, și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inima. ăla ai locul unde sunt idolii generației noastre. Nu sunt pe un raft, nu sunt într-un uh, loc închi destinat închinării, îs la purtător. Câteva clipe, permiteți-mi să vorbesc despre câțiva idoli la purtător. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5. Ca să nu spuneți că mi-au venit idei, așa, și am eu ceva împotriva cuiva, sau îmi place mie, sau nu-mi place mie un lucru și de asta îl, îl, enunț. Nu, 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 nici de cum. Coloseni 3, cu 5. De aceea omorâți, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la Idol. Este Noul Testament, sunt cuvintele lui Pavel, scrise bisericii din Colose și aceeași valabilitate o au și pentru noi astăzi. Câțiva idoli pe care îi ascundem cu mare, mare grijă în inimile noastre, unul dintre ei este viața axată pe propria imagine trăim în generația în care imaginea este totul. Facem orice, sacrificăm oricât și pe oricine doar ca să ne păstrăm imaginea nepătată. Nu cumva oamenii să vadă cine sunt eu cu adevărat și ajungem să ne închinăm imaginii noastre. Amvoanele sunt pline de oameni care sunt acolo ca să-și promoveze propria lor imagine. Îmi pare rău să vă spun acest lucru. Îmi pare rău să spun că s-a dus de mult și în mulți Dorința de a proclama adevărul și s-a îndreptat către acumularea de like-uri. Este complet devastat dacă nu are zeci de mii de like-uri. Este complet uh, frustrat dacă nu a fost ascultat. Nu, nu vi se pare că e un, pic, e un pic prea mult? Un pic prea mult ne promovăm pe noi înșine. Uh, uh, noi înșine devenim obiectul propriei noastre venerații. Știți cum l-am numit? Dați-mi voie să fac aluzie la o scriere veche din literatura română. O glindă, o glinjoară. Da? Ați citit. Cine o fi cea mai frumoasă din țară? Da? Sau cel mai frumos? De ce doar frumoasă? Punem așa de mult pe imagine. Ne închinăm, dacă îmi permiteți această sintagmă, proprii noastre imagini și personalități. Vrem totul perfect. Și tot în sfera asta intră și imaginea perfectă creată de generația noastră. Trebuie să ai o anumită înălțime, o anumită greutate, o anumită formă. Dar vă întreb, dar dacă nu o ai? Că nu toți avem aceeași formă ideală, perfectă. Kilogramele, înălțimea, culoarea ochilor și așa mai departe. Consumăm așa de mult tinerii și tinerele, se consumă și frustrați că n-au înălțimea pe care o are cealaltă colegă sau celălalt coleg, nu are spatele, forma pe care o are celălalt băiat. Înțelegeți ce vreau să spun? Fără să intru prea mult în detalii, am ajuns să ne închinăm la propria noastră imagine. Este ceva ce e păgubos pentru noi. Altă, altă sursă de închinare este. Viața condusă de căutarea satisfacției și a plăcerilor. Suntem generația care caută împlinirea tuturor lucrurilor. Nu mă înțelegeți greșit, Dumnezeu ne-a pus în, în lumea aceasta, ne-a așezat aici să găsim plăcere și bucurie în lucrurile pe care El ni le-a dat. Bucură-te de viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu, bucură-te de sănătatea pe care ți-a dat-o, de familia pe care ți-a dat-o, dar înțelege că între asta și între a te închina dorinței de a satisface toate plăcerile Este o mare distanță. Apoi succesul. Succesul reprezintă una dintre marile ispite ale generației noastre. Jerfim totul doar că să, să reușim să atingem în sfârșit scopul ăla pe, pentru care am investit atât. Succesul poate să devină un idol pe care să-l porți în inima ta. Te închin la altarul materialismului. Cumva diavolul a reușit în această generație să ne convingă că nu avem destul. Cumva diavolul a reușit să ne convingă că viața pe care o trăim nu este viața noastră cea mai bună. Citim, uitați-vă, mai bine nu, mă, nu vă uitați, dar în caz că v-ați uitat, există o grămadă de cărți despre dezvoltare personală. Cum să fii cel mai bun, cea mai bună, varianta ta. Dragii mei, Creștinismul nostru nu este un curs de dezvoltare profesională sau personală. Creștinismul nostru ar trebui să fie dorința să semănăm mai mult cu El, cu Domnul, da? Dezvoltă-te personal, educă-te, citește, învață, progresează. Dar între asta și a căuta în fiecare zi să ai succes în orice. Nu ați observat că cea mai bună uh, sursă de câștig pentru unii este speaker motiva motivațional, da? Uh, platformele spline de oameni care îți explică cum tu de fapt ești grozav, dar nu știi. E tot acolo în tine, numai nu-i scos la ivială. Ceva acolo în tine te blochează. Stai și asculți pe unul vorbindu-ți două, patru, ceasuri, dai o grămadă de bani și ești convins că în tine e tot universul, doar că tu nu l-ai găsit încă. Dragii mei, noi suntem chemați să semănăm cu Hristos. Și asemănarea cu Hristos vine din smerenie față de Dumnezeu, dintr-o viață de pocăință, dintr-o viață de cunoaștere a adevărului. Lasă-L pe Dumnezeu să te înalțe, că atunci când te înalță Dumnezeu, nimeni nu te poate coborâ. Și când te coboară din Dumnezeu, există nimeni care să te poată ridica înapoi. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Ar fi multe alte lucruri. Uh, și aș mai vrea încă un lucru să spun în această dimineață și mă apropii de finalul mesajului. Ce putem învăța de la Ieroboam, omul care a avut totul, dar a reușit în mod paradoxal să nu rămână cu nimic? Am învățat până acum că nu poți să aștepți lumina lui Dumnezeu, cât timp nu ești gata să ieși din propriul tău întuneric. Am învățat că nu poți să te închini idolilor și apoi soluția sau o cauze la Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc împreună cu voi un pasaj spre finalul uh, citirii uh, din această dimineață, versetul 16 și 17, uh, de fapt de la 15 citesc 15 și 16, ascultați ce spune Dumnezeu ca și mesaj pentru Ieroboam. Dumnezeu va lovi pe Israel și Israelul va fi ca trestia clutinată în ape, va smulge pe Israel în această țară bună pe care o dăduse părinților lor și va împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idol mâniind pe Domnul. Va părăsi pe Israel și observați de ce îl va părăsi pe Israel. Cele zece seminții din nord, poporul ales al lui Dumnezeu va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel. Nu poți să aștepți lumină de la Dumnezeu și să continui să rămâi în întunericul tău. Nu poți să te închini idolatru și să-L sfidezi pe Dumnezeu, iar soluția să o aștepți tot de la Dumnezeu. Și ultimul lucru. Nu poți evita pedeapsa divină, dacă refuz în mod constant pocăința. Este ultimul lucru. Nu poți să eviți judecata și dreptatea lui Dumnezeu dacă în mod continuu refuzi pocăința. Din păcate, deși simțea acut vinovăția lui, pentru că în tot ceea ce citim despre Ieroboam, inclusiv în încercarea lui de a-l amăgi pe prorocul Ahia, inclusiv în tentativa lui de a se ascunde de Dumnezeu, există o conștientizare a păcatului. Dragii mei, sunt aici să vă spun că nu pot să eviți pediapsa divină. Dacă refuzi în mod constant pocăința, știu că nu vă place să auziți acest lucru. Știu că v-ar plăcea mult mai mult să vă spun că Dumnezeu este plin de dragoste și de îndurare față de noi, ceea ce este adevărat. Dumnezeul nostru este plin de dragoste și de îndurare, slăvit să fie numele lui. Și în fiecare dimineață spune Biblia că îndurarea lui, bunătatea lui, credincioșia lui se noiesc pentru fiecare dintre noi. Dacă ești aici în dimineața asta la poarta cerului, este pentru că Dumnezeu te iubește. Dacă ești aici și ai viață în tine, dacă inima îți bată, este pentru că Dumnezeu și-a întins mâna peste tine cu îndurare pentru încă o zi, dar nu faceți nicio confuzie. Vă rog să nu faceți nicio confuzie, că dacă nu ne întoarcem cu smerenie și cu pocăință sinceră la Dumnezeu, e doar o chestiune de timp până când vom suferi dreptatea lui Dumnezeu în viața noastră. Uh, nicăieri, din păcate, în toată citirea despre Ieroboam, și dacă veți studia cu atenție tot ce spune Biblia despre Ieroboam, nicăieri nu-i vreun indiciu că Ieroboam ar fi încercat măcar odată să se pocăiască. ieri Biblia nu spune că Ieroboam a avut măcar un gând de smerenie în inima lui. Nicăieri, nici măcar când sentința asupra morții fiului lui, asupra morții iminente a fost dată de Dumnezeu, nici atunci Ieroboam nu a schițat măcar un gest de smerenie înaintea lui Dumnezeu. E foarte interesant că Ieroboam este conștient că viața lui este un dezastru spiritual, un dezastru relațional și că suferă o întreagă împărăție datorită lui și totuși nu face nimic. A introdus idolatria în poporul lui Dumnezeu. De fapt, dacă veți citi, cred că în capitolul 12, Ieroboam a venit cu o idee și a zis: "Oare dacă poporul o să-și aducă aminte că în Ierusalim, adică în sud, acolo unde domnea fiul lui Solomon, Roboam, dacă poporul își aduce aminte de Roboam și de Ierusalim și dacă ei vor să meargă să se închine în Ierusalim și mă lasă pe mine fără împărăție și fără tron, și datorită acestui lucru, Ieroboam a zis, las că reinventăm noi religia evreilor. Las că facem noi înălțimile noastre. Zice Biblia că a creat doi viței de aur. O mai fost în în istoria evreilor care au creat un vițel de aur. În timp ce Moise era pe munte, sunt de vorbă cu Dumnezeu, acolo jos în vale, poporul a zis, unde este Moise? A plecat și nu mai știm nimic de el. I-au spus lui Aaron, fă-ne un Dumnezeu care să stea înaintea noastră și zice Biblia că Venind de pe munte, Moisei găsește închinându-se, dansând și omagind un chip de aur pe care îl denumiau Dumnezeul lor și despre care spuneau că i-a scos din Egipt. Nu vi se pare ciudat că peste sute de ani Ieroboam nu face doar un vițel de aur, face doi. Pune unul dintre ei la Betel și pe celălalt îl pune la Dan și zice Haideți să vă închinați Dumnezeului vostru că vițelul ăsta de aur vă scos pe voi din Egipt, din robia lui Faraon. Spune Biblia că a făcut înălțimi, a pus în funcție preoți pe oricine dorea să slujească toată linia preoțească a lui Aron a fost tricată, toate sărbătorile religioase ale evreilor au fost date peste cap, a reinventat calendarul religios și a spus, El este Dumnezeul vostru, vițelul ăsta de aur. Și Dumnezeu spune la un moment dat, câtă vreme eviți, uh, câtă vreme eviți să te pocăiești, nu vai putea să eviți pedeapsa. Și vreau să închei uh, provocându-vă și provocându-ne reciproc în această dimineață, de ce refuzăm totuși să ne pocăim? V-ați pus vreodată întrebarea asta. Atâtea predici, atâtea mesaje, atâtea cântări, atâtea descoperiri prin Duhul lui Dumnezeu, de atâtea ori când citești Biblia, Dumnezeu te cheamă să te smerești și să te pocăiești. De ce refuzăm să ne pocăim când știm bine în adâncul inimii noastre cunoaștem lucrul ăsta. Știm bine că va veni o zi, doar o chestiune de timp, până când Dumnezeu ne va ține responsabili. Știu că unii dintre voi mă veți cataloga ca radical, ca prea conservator, ca prea nepotrivit pentru vremurile noastre, ca prea hater. Ăsta nu este un hate speech. Ăsta este adevărul scripturii, dragii mei. Vă spun pentru că. Unu, mă simt responsabil înaintea lui Dumnezeu și doi, vă spun pentru că vă iubesc. Și în al treilea rând, vă spun vouă și mi-o spun mie în același timp. Nu poți să eviți pe divină câtă vreme te eschivezi să te pocăiești și totuși de ce nu o facem? Cât de greu este să te pocăiești, să vii sincer înaintea lui Dumnezeu și să te smerești. Nu credeți că merită să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca îndurarea lui să fie prelungită peste viața noastră, câteva lucruri de la Ieroboam. Știți de ce lui Ieroboam i-a fost, fost greu să se pocăiască și de ce cred că ne este greu și nouă? Deși ne cunoaștem păcatul, prea des ignorăm consecințele lui. Dragii mei, păcatul este un lucru și consecințele lui reprezintă altceva. Suntem, cred că majoritatea dintre noi, de acord cu faptul că viața noastră nu este întotdeauna așa cum o vrea Dumnezeu. Și când suntem sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu, vom recunoaște că nu suntem acolo unde trebuie. Poate unii mergem cu sinceritatea și mai mult și spunem, Doamne, îmi cunosc păcatul. Așa o zis și David când s-a dus înaintea Domnului. Doamne, păcatul meu stă înaintea ochilor mei și ziua și noaptea. Când încerc să mă culc și închid ochii, îmi dau seama ce am făcut. Poate unii dintre noi suntem suficient de sinceri în rugăciunile noastre să spunem, Doamne, îmi cunosc păcatul. Sunt de acord că am păcătuit și totuși, ce ne împiedică să ne pocăim? Ne cunoaștem de multe ori păcatul, dar ignorăm consecințele. Vreau să vă spun că păcatele noastre au consecințe. Păcatul lui Ieroboam, sunt sigur că stătea înaintea ochilor lui. Ori de câte ori avea câte o interacțiune cu Dumnezeu, Dumnezeu îi aducea aminte ce a făcut pentru el și îi aducea aminte ce n-a făcut Ieroboam față de ceea ce ai ceruse Dumnezeu. Și totuși, cumva, în mod paradoxal, Ieroboam ignoră, deși își cunoaște păcatul, își conștientizează păcatul, ignoră consecințele. Știți care au fost consecințele păcatelor lui Ieroboam? Poate vei zice, dar păcatul meu e păcatul meu și gata, asta este, e proprietatea mea. Să mă lase toată lumea în pace. Eu trăiesc cum vreau și răspund pentru ceea ce fac. E adevărat și asta, parțial. Dar păcatul tău îți va influența familia. Datorită păcatului, ignoranței, datorită mândriei și aroganței lui, a murit fiul lui, nici măcar atunci nu a schițat vreun gest de pocăință. Nici măcar atunci când verdictul era iminent, Ieroboam n-a schițat un gest de pocăință. Vă amintiți ce au făcut ninivenii? L-au trimis Dumnezeu pe prorocul Iona acolo și Iona nu avea nicio dorință să meargă la Niniveni. De fapt, Iona ar fi vrut ca Niniveni să primească pediapsa pentru faptele lor, dar Dumnezeu l-a trimis acolo și a intrat în cetate, cal de o zi, zice Biblia, și le-a spus doar cu jumătate de gură, sperând că nu o să se întâmple nimic. Dacă nu vă pocăiți în 40 de zile, cetatea va fi nimicită. Și a plecat afară și a găsit un scaun bun pe primul rând și a zis, acum o să văd cum nimicește Dumnezeu pe asirieni ăștia păcătoși. Dar spre stupoarea lui, oamenii ăștia au auzit că vine pe diapsa lui Dumnezeu dacă nu se pocăiesc. Și zice Biblia că împăratul a dat un decret ca tot să se îmbrace cu sac, să-și toarne cenușă în cap, să nu mănânce nimic, spunând poate că, poate că Dumnezeu se va întoarce de la mânia lui. Și știți ce s-a întâmplat? ziceți în voi, Dumnezeu, s-o căi de rău pe care a să-l facă și s-o opri din mânia lui. Dar pe Iona lor apucă nervii. Și -a zis, cum se poate așa ceva? Eu mă așteptam că ăștia să moară, ăștia merită să moară. Aici însă Ieroboam nu dă nici măcar un, nu, nu dă niciun un semnal care vrea să se pocăiască. Știți de ce nu ne pocăim? Ne cunoaștem păcatul, dar ignorăm consecințele. Nu uita, păcatul tău, păcatul meu, păcatul nostru are consecințe. În familia noastră, în viața noastră, în biserica noastră, Zice Biblia că, datorită păcatului lui Ieroboam. Ascultați, versetul 16: Voi părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam în care a târât și pe casa lui Israel. Păcatul tău, neascultarea ta, ignoranța ta de Dumnezeu are consecințe în familia ta. Nu te mira că nu mai vor să vină copiii tăi la biserică. Nu te mira că adolescenții și tinerii din casa ta nu mai vor să audă de Dumnezeu. S-ar putea ca să se fi întâmplat ceva în viața ta acolo, care a fost ca un trigger pentru ei și pentru ei păcatul tău a fost consecință în viața lor. Doamne ajută-ne să nu se întâmple așa ceva niciodată. Mai e un lucru pe care îl văd la Ieroboam. Nu doar că își conștientiza păcatele, dar ignora consecințele. Ieroboam înțelege un lucru pe care îl înțelegem și noi, deși ne costă cei mai valoros continuăm să luptăm pentru aparențe. Nu mai am timp să citesc, dar citiți 2 Cronici, capitolul 13, acolo vorbește tot despre Ieroboam. Cum între împărăția de nord și împărăția de sud s-a iscat un, un, război, o luptă. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că cei din sud, deși erau mult mai puțini, aveau oase doar de 400 de mii de oameni. Ieroboam a venit peste ei cu 800 de mii de oameni, fără nicio îndoială, crezând că îi va zdrobi. Era clar rezultatul luptei. N-aveau cum să câștige erau numeric complet depășiți. Totuși Dumnezeu vorbește din sud, din împărăția care cu toate că nu l-a în totalitate pe Dumnezeu, a, a, rămas în ei dorința să se închine lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici, capitolul 13, cu versetul 12. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițe sunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră, adică celor din nord. Copiii lui Israel, îi spune Dumnezeu în, în mod profetic, copiii lui Israel, oameni de sub domnia lui Ieroboam, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, că și nu nu veți avea nicio izbândă. Știți ce face Ieroboam ca să salveze aparențele? Calcă în picioare tot ceea ce este valoros. E șocant cum Ieroboam ajunge să se lupte cu însuși Dumnezeu. Și când te lupți cu Dumnezeu, există un singur curs al acțiunii, vei pierde. Și ultimul lucru. Citiți doi cronici, capitolul 13. A pus în luptă totul și a pierdut totul. Și mai e un lucru, la vremea când își acceptă înfrângerea, pentru Ieroboam nu mai este nimic de făcut. Și vreau să închei, spunându-vă și vouă, dragii mei, cu toată responsabilitatea. Pierderile pentru Ieroboam sunt ireparabile. Dumnezeu trage linia în dreptul vieții lui. Ascultați cum trage Dumnezeu linia. 2 Cronici, capitolul 13, versetele 19 și 20. Abia, pentru că Abia este noul împărat al celor din sud, a urmărit pe Ieroboam și a luat cetățile, Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele ei și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit pe Ieroboam. Dacă trăiești constant într-o viață de răzvătire, de negare și de sfidare a lui Dumnezeu, dacă refuzi orice mesaj al lui Dumnezeu pentru viața ta, vine un moment când îți vei recunoaște înfrângerea, dar din păcate nu vei mai avea ce să faci. Ieroboam și-a recunoscut înfrângerea. A știu că pentru el este capătul drumului. După 22 de ani că va veni cineva și o să spună Dumnezeu a fost nerăbdător să-l pedepsească, să-l omoare pe Ieroboam. Nu. 22 de ani. Credeți că e destul să te pochești? Ziceți-mi voi. 22 de ani omul acesta Ridicat de Dumnezeu de nicăieri, pus într-o poziție cum n-a fost nimeni în istoria poporului lui Israel, a avut 22 de ani să se pochească și, în sfârșit, când și-a recunoscut înfrângerea, n-a mai fost nimic de făcut. Vreau să vă spun că vine momentul, ca și în viața lui Ieroboam, când îți vei recunoaște înfrângerea. Dar nu o să mai ai ce să faci, va fi prea târziu. Dumnezeu, în îndurarea lui, ne-a dat viață și nu ne-a omorât cum a făcut-o cu Ieroboam. Dar vă rog să nu vă înșelați, dragilor, Dumnezeu spune Biblia mea și a voastră că nu se lasă barjocorit. Ce semănăm astăzi, în mod clar vom culege mâine. Pentru Ieroboam a fost moartea fizică. Pentru noi, astăzi, prin îndurarea lui Dumnezeu și prin harul pe care îl avem în Hristos, poate că nu este moartea fizică și ești în dimineața asta aici, în casa lui Dumnezeu și inima îți bate. mulțumește Domnului! pentru că e îndurarea lui că îți bate inima lui. Dar mai este viață spirituală în tine, frate și soră. Sau poate că tu ești deconectat de tot ce înseamnă viață spirituală. Poate că ți-ai recunoscut de mult înfrângerea în fața păcatelor tale. Și ai spus, las că repar eu lucrurile în timp și timpul a trecut și n-ai mai putut repara nimic. Pentru că fără pocăință nu se poate repara nimic. Amintiți-vă, creștinismul nostru nu este un curs de perfecționare personală. Creștinismul nostru înseamnă o viață nouă pe care ți-o dă Hristos Singur nu te poți repara Singur nu te poți uh, întoarce înapoi Trebuie să-L ai neapărat pe Dumnezeu de partea ta Și Dumnezeu vine de partea ta când te smerești și te pocăiești uh, Poate că asemenea lui Ieroboam ești aici în dimineața aceasta Și aștepți lumină de la Dumnezeu Întrebarea este dacă ești gata să ieși din întunericul în care ai trăit până acum Poate asemenea lui Ieroboam, ești aici în această dimineață și inima ta nu e a lui. Inima ta e împărțită către alte forme de închinare. Dar totuși aștept soluția lui Dumnezeu. Pune-ți viața în regulă cu Dumnezeu. Și poate asemenea lui Ieroboam, Dumnezeu să o vorbește despre dragostea lui și despre smerenie și întoarce la el. Nu vrei să o faci în dimineața asta, înainte să pleci acasă. E doar o chestiune de timp. Până când Dumnezeu încă îți mai vorbește. Pentru că va veni momentul în care va trebui să-ți recunoști înfrângerea. Dar, din păcate, nu o să mai ai ce să faci. Mă rog din toată inima să învățăm aceste lecții simple de la omul acesta și să înțelegem că, deși el a primit totul de la Dumnezeu, a reușit să rămână cu absolut nimic. Dacă am o rugăciune și o dorință în inimă pentru fiecare este dacă Dumnezeu ne-a ridicat de unde am fost, din păcatul nostru, din groapa păcatului nostru și ne-a pus cu picioarele pe o stâncă, haideți să prețuim ce ne-a dat Domnul. Haideți să punem preț pe viața spirituală. Că se poate, se prea poate să fi primit ca și eroboam totul. Și poate ia să zici aici la poarta cerului și spui, pe drumul vieții mele, le-am cam pierdut pe toate. Din fericire, Domnul în această dimineață încă este aici și gata să ne confrunte cu realitatea vieții noastre. Și Domnul este cel care poate să întoarcă viața noastră, mă rog din toată inima, ca Domnul să lucreze în viețile noastre. Amin.